Mulțumim parohiei Sfântul Silvestru și mulțumim părintelui Cristian Galeriu, care este gazda noastră și astăzi în cadrul acestor întâlniri, în cadrul ciclului Să cunoaștem lumea în care trăim. Este o întâlnire a grupului Conștiințe în slujirea cu iubire a adevărului. Pentru cine n-a mai fost, este un grup inițiat acum 20 de ani de părintele Constantin Galeriu, un grup menit să reunească, să ne reunească pe noi cei din biserică pentru a discuta, a dezbate teme importante, teme de actualitate, teme interesante pentru lumea în care trăim, pentru societatea în care trăim. Și anul trecut au avut loc o serie de întâlniri, continuăm și în seara aceasta cu o întâlnire în care l-am invitat pe domnul Paul Ghițiu. Este scriitor, publicist, a fost senator, a avut și o implicare politică, tocmai în ideea că trebuie să avem noi, ca și creștini, și o implicare atunci când este posibil pentru a mărturisi adevărul nostru de credință ortodox în spațiul public, în lumea și societatea în care ne aflăm. Și este scriitor, de exemplu, a fost coautor cu mine la acel volum pe care l-am scos acum câțiva ani, volumul Corectitudinea politică, o ideologie neomarxistă. Și astăzi domnul Ghițiu ne va vorbi despre o temă care pare, la prima vedere cel puțin, să fie mai curând de interes, să zicem, politic, criza, revoluția și contra-revoluția. Vom vedea că, de fapt, este o interpretare duhovnicească pe care o dă acestei teme. Mulțumesc!